Domnule președintele, domnilor colegi, delegația politică de astăzi se intitulează Denunțul domnului Sebastian Ghiță, minciuni și dezinformări la adresa familiei Klaus Iohannis. După votul din Parlament de ieri, în Camera Deputaților, care a hotărât prin vot secret cu bile ca domnul deputat Sebastian Ghiță să nu fie reținut și nici trimis în judecată, mulțumită colegilor săi PSD-iști, a venit în fața Parlamentului și ne-a rugat și ne-a spus să votăm și să nu-i ridicăm imunitatea. Citez: am venit în fața dumneavoastră pentru a vă ruga să analizați cu obiectivitate și să respingeți cererile de reținere și arestare formulate împotriva mea. Spre deosebire de alți parlamentari trimiși în judecată și care și-au început demersurile după ce au trecut pe la beciul domnesc, domnul Sebastian Ghiță a început cu denunțurile direct de la plenul Camerei și aici citez: vreau să vă spunem adevărul. Președintele Iohannis este în pragul demisiei din cauza unui posibil dosar făcut soției. Declarația mea politică se intitulează 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Nu există un fenomen mai înălțător în toată istoria milenară a Basarabiei decât actul revenirii în anul 1918 a mult pătimitei jumătăți estice a moșiei mușatinilor la stravechea vatră românească, după anexarea ei-tâlhărească de către Rusia țaristă în 1912. Acest eveniment constituie totodată și una din cele mai frumoase pagini din istoria românilor, prin contribuția pe care a avut-o la definitivarea unității naționale românești la sfârșitul Primului Război Mondial. Reacționând la pretențiile nejustificate a Ucrainei, Sfatul Țării a adoptat la 16 martie 1918 o declarație de protest, ce urma să fie înmânată de către o delegație de la Chișinău, guvernului ucrainian, căruia îi se cerea recunoașterea independenței Basarabiei și era menționat faptul că teritoriul Republicii Moldovenești, în hotarele fostei guvernii a Basarabiei, este indivizibil și face parte din Republica Moldovenească și nu poate fi rupt în folosul altui stat. De două săptămâni am venit în fața dumneavoastră cu unele idei izvorâte din experiența de anul acesta privind simularea examenelor de evaluare națională și bacalaureat. Tema de astăzi mi se pare într-o continuare oarecum firească. Am intitulat-o Generația Facebook și violența în școală. Într-o lume destabilizată și asaltată din toate părțile de violență, tinerii își găsesc cu dificultate modele demne de urmat. Școala s-a transformat într-un spațiu în care elevii simt din ce în ce mai des nevoia de a-și exprima cu orice preț superioritatea, hărțuindu-i și agresându-i pe colegii lor. Din nefericire, unele dintre aceste acțiuni au de multe ori final tragic pentru victimele agresate, ajungându-se de la depresie până la sinucidere. O statistică recentă a Ministerului Educației conține cifre cel puțin îngrijorătoare. În 2015 s-au înregistrat în medie 75 de cazuri de violență pe zi, cu un total anual de 19.000 de cazuri raportate, dintre care 41% au fost violențe verbale între elevi. La nivel mondial s-a constatat de asemenea o tendință de creștere a agresiunilor în școli, cu o rată mai ridicată la nivel gimnazial și liceal, în cazul elevilor apropiați de vârsta adolescenței. Obiectul declarației politice de astăzi este aplicarea prevederilor legii 284 pe 2010 privind salarizarea unitară și în sănătate. Am solicitat domnului ministru al Sănătății aplicarea prevederilor legii 284 pe 2010 privind salarizarea unitară și în sănătate, în sensul reîncadrării personalului, având ca valoare de referință salariul minim brut pe economie de 1250 lei și acordarea sporurilor calculate la venitul efectiv, condiții deosebite de muncă și doctorat.
În acest sens, am primit mai multe sesizări în legătură cu aceste probleme de la medicii care activează în sistemul medical din Botoșani, pe care le reprezint în Parlamentul României. Consider că atât medicii, cât și restul personalului medical din țara noastră trebuie să beneficieze de o salarizare decentă în condițiile legislației actuale și să le fie respectate normele de muncă, timpul de lucru și de repaus. Pentru acest lucru este nevoie de reducerea și, în cele din urmă, eliminarea deficitului de personal din sistemul medical românesc. Apreciez că dacă aceste lucruri nu sunt îndeplinite pentru cei care oferă serviciile de sănătate, nici pacienții nu vor putea să aibă acces la un tratament corespunzător și la condiții decente în instituțiile sanitare din țara noastră. Astfel, consider că este obligația autorităților centrale de a se implica și de a soluționa revendicările personalului medical la nivel național. Astăzi am avut o întâlnire puțin mai lungă în Birou Permanent Național. Am avut mai multe teme de discuție. Am mai validat câteva candidaturi pentru alegerile locale. O să-i anunț și pe ei. La sectorul 2, decizia politică a noastră pe care am luat-o este să avem candidat, să-l avem ca și candidat pe domnul Mihai Toader, actualul viceprimar al sectorului 2, membru PSD. Aici am avut și o discuție cu domnul Valisteriu, președintele UNPR-ului, și agrează și dumnealor această candidatură și am stabilit că în următoarele zile să încercăm să găsim o formulă de colaborare la nivelul întregului București pentru toate sectoarele și pentru primăria capitalei, urmând ca mâine, poimâine, să stabilim aceste detalii și pe care o să le facem publice după ce le finalizăm. La Zalău, candidatul nostru va fi domnul Ionel Ciunt, la Alba Iulia, domnul Călin Potor, la Ploiești, domnul Cristian Gane. Este foarte important ca în ultimii 2 ani de zile, începând cu implementarea radarelor pădurilor și cu aprobarea noului cod civic, s-a schimbat paradigma în care s-a abordat problema pădurilor din România. Am reușit un lucru foarte bun, dar este inadmisibil ca nici la ora actuală Ministerul de Interne să nu aibă proceduri transparente care să blocheze transporturile ilegale de lemne utilizând radarul pădurilor, să nu existe proceduri transparente care să încurajeze cetățenii să fie parte a acestui sistem, pentru că ei fac voluntar, dar când vedem știri că se ajunge în derizoriu de anunțul lor sau semnalarea lor, este împotriva ceea ce noi înainte cu 2 ani de zile am dorit. Cu privire la codul silvic, este important că în actele de reglementare să găsim răspunsuri pentru blocarea monopolurilor care este reglementat în noul cod civic, să găsim răspunsuri coerente despre interzicerea exportului de buștean din România, pentru că este prin codificare în codul civic legat strâns de activitatea de prelucrare a lemnului și numai o mică parte va ajunge la export în formă de buștean și dacă vor face numai companiile care și prelucrează. Și în ultimul rând vreau să semnalez un lucru: compensațiile pentru proprietarii de păduri care au pierderi din cauza că sunt zone cu protecție silvică sau de arii protejate să funcționeze, să fie compensați cetățenii, pentru că ei fac un lucru în beneficiul tuturora.